Veste bună pentru elevii severineni. În contextul actual, cel al pandemiei, Primăria Municipiului s-a mobilizat pentru a veni în sprijinul elevilor și dascălilor din Drobeta Turnu Severin, cu echipamente necesare pentru realizarea cursurilor online, astăzi fiind împărțite către unitățile de învățământ, tabletele și laptopurile. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Noi nu ne mai dorim în principiu școala online, știm cu toții ne dorim fizic. Dar, așa cum e vremea acum și cum se întâmplă lucrurile, trebuie să fim pregătiți, fiecare dintre copii să aibă posibilitatea să aibă o asemenea tabletă, să aibă acces la educație. Până la urmă, ăsta e scopul nostru, țelul comunității. Felicită, e impresionant și numărul de tablete și de laptopuri. Eu sunt convins că e o așteptată de mult în școlile din Severin. Și ce să zic, încă o dată felicitări, copiii să se bucure. Anul 2022 a început cu vești bune pentru învățământul severinan și pentru educația copiilor. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a semnat în data de 6 ianuarie contractul de finanțare pe fonduri europene pentru achiziția aparaturii necesare ce permite derularea în condiții bune a cursurilor online în școli. Iar astăzi, o lună mai târziu, acestea au fost distribuite în această dimineață către toate unitățile de învățământ care au avut nevoie și au solicitat acest lucru. Este un proiect pe fonduri europene, un proiect extraordinar din toate punctele de vedere și datorită numărului mare de tablete, camere web și laptopuri pe care le-am câștigat, dar cel mai important lucru, ne ajută foarte mult copiii, ne ajută foarte mult elevii, așa cum spunea și doamna directoare de la Liceul Țițeica, ajută și chiar dacă sunt copiii la școală cu prezență fizică, e un instrument folosit în învățământul de astăzi și în societatea românească de astăzi, tableta, greu fără ea. Ne bucurăm că suntem și primul municipiu care a reușit această performanță. Spun vis că vor mai veni și altele, dar noi ne-am mișcat foarte repede. Este vorba despre 10.858 de tablete pentru elevii din Drobeta Turnu Severin, 265 de laptopuri și 339 de camere web pentru cadrele didactice. Valoarea totală a proiectului este de 13.678.000 de lei, iar aparatura ajunge în 21 de unități de învățământ de pe raza municipiului. Ăștia sunt tabletele. Un laptop avem la îndemână să ne uităm sau sunt sigilate toate? Buna colaborare dintre Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin și Consiliul Județean Mehedinți dă roade, iar asta se vede prin numeroasele proiecte realizate pe fonduri europene. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a ținut să îl felicite pe edilul orașului Marius Creciu pentru toată implicarea de care a dat dovadă în toate domeniile, astăzi fiind vorba despre educația celor mai mici dintre severineni. Evident că este de dorit ca învățământul să se desfășoare cu prezență fizică a tuturor elevilor. Dar, din păcate, am constatat în acești 2 ani de pandemie că de multe ori au fost situații în care cursurile școlare au fost suspendate și învățământul a trebuit să se desfășoare online. Și am constatat, din păcate, că foarte mulți elevi, nu numai în județul Mehedinți, în toată țara, nu au posibilitățile materiale să-și procure tablete sau laptopuri astfel încât să nu piardă cursurile. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, în speță primarul Marius Creciu, a făcut un lucru extraordinar, s-a mișcat foarte repede, a depus această cerere de finanțare și iată că s-a reușit un lucru foarte, foarte important și anume să se asigure pentru toate școlile și liceele din municipiu un număr extraordinar de mare de tablete și de laptopuri, exact numărul total solicitat de conducerile acestor școli. Educația copiilor este foarte importantă, căci tinerii de astăzi sunt viitorul de mâine. Acesta este și motivul pentru care Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a decis să acceseze acest proiect și să sprijine în continuare învățământul. În timpul pandemiei s-a dovedit că accesul școlarilor la cursurile online a fost nu de puține ori limitat din lipsa acestor dispozitive. Odată cu repartizarea acestor gadgeturi către școli, derularea orelor online nu va mai reprezenta un motiv de îngrijorare pentru școlari. Cum vedeți acest proiect? Evident că este un lucru benefic tuturor, oricărui elev și cu atât mai mult elevilor noștri care nu-și mai doresc o școală online, în schimb își doresc lecții moderne. Și
modernizarea învățământului implică, evident, și folosirea aparaturii de rigoare. Adică ziceți că și fizic, ele pot fi folosite la toate materiile. E un lucru bun. Drobeta Turnu Severin este primul municipiu care a reușit o asemenea performanță într-un timp atât de scurt, fapt ce se datorează implicării edilului Marius Creciu. În acest moment, atât elevii cât și profesorii din municipiu își pot desfășura activitatea educațională în cele mai bune condiții. Tabletele sunt în conformitate cu cerințele proiectului și în același timp caietul de sargini. Sunt echipate cu soluția MDM, revine de la Mobile Data Management, adică sunt într-un control continuu de către, pus la dispoziție de către noi pentru IT-știi școlilor. Asta înseamnă că copiii nu pot să-și instaleze diferite aplicații, nu pot să pătrundă oriunde online. În același timp, sunt livrate cu o soluție de internet nelimitat pentru o perioadă de 24 de luni, fără alte cheltuieli suplimentare pentru acest timp. Sunt conform, sunt verificate și sper să le fie de ajutor și să mergem în continuare spre digitalizarea și rearanjarea sistemului. Școala online a fost un pas extrem de important, pas grăbit oarecum de pandemia de COVID-19, iar atât elevii cât și profesorii au trebuit să se adapteze la un nou stil de viață, deoarece școala cu prezență fizică era doar o amintire. Astfel, în acest moment în care lucrurile par să meargă către o direcție bună, aceste echipamente sunt de mare ajutor pentru cei implicați în procesul educațional. Las că îi spun că aceste tablete le vor fi de mare ajutor. Sunt foarte binevenite în școala noastră pentru că o să ne ajute în procesul educațional, mai ales acum cu această pandemie. Am avut probleme să desfășurăm orele online. Mulți dintre copiii noștri, fiind o școală de la periferia orașului, nu au o situație materială așa bună și vă dați seama că sunt de ajutor pentru desfășurarea lecțiilor. Destul de dificil din partea, în perspectiva liceului de arte. Ei nu au putut să aibă reprezentare, erau învățați cu spectacole, să exhibe, să iese în fața publicului. De data aceasta am găsit această oportunitate să interacționeze, să lucreze în mediul de educație bun, propice, să fie lecțiile din ce în ce mai interactive. Sunt foarte mulțumiți, sunt bucuroși că au aflat că o să primească tablete și, pe de altă parte, este și mulțumirea noastră. Primim astăzi 516 tablete la liceul Decebal și sunt binevenite pentru elevi, chiar dacă acum suntem în format fizic la școală, totuși folosim în continuare învățământul hibrid, adică lucrăm în continuare și online, postăm pe grupurile claselor, se lucrează, se păstrează interactivitatea pentru că va deveni o obișnuință în viitor. Și, bineînțeles, că elevii au posibilitatea acum să acceseze internetul, să acceseze materialele de învățare. Chiar dacă se zvonește că ne-am aflat la sfârșitul pandemiei de COVID-19, aceste tablete și laptopurile vor fi de folos elevilor și în momentul în care se va reveni definitiv la școala cu prezență fizică. De asemenea, instituțiile de învățământ din municipiul Drobeta Turnu Severin vor primi în perioada următoare măști pentru a putea desfășura orele de curs în condițiile impuse de actualul context pandemic. Vorbim despre 2 milioane de măști obținute tot prin fonduri europene.